Salut, oameni, și bine v-am regăsit la un nou video din la un nou gameplay walkthrough din Spec of the Line. Ultima oară știu când ne-am bătut cu niște arabi. Și mamă, explozia asta, video. I'm picking up a distress call. Patch it through. Mamă, cât am mortăciunile. Așa. Bun, vreau să promovez pe cineva, este vorba de un prieten de-al meu din clasă, Mark, și are un canal de YouTube, parcă se Final Mix, parcă se cheamă. Oricum, canalul lui va fi în descriere. La început, este la început, face video, a făcut un video cu Minecraft, și acum, de câte am văzut, a făcut un video cu Don't Stir sau tot de genul ăsta, parcă așa se cheamă. Oricum, se merită, deci vreau să-i abonați, să-i dați subscribe lui Mark. Canalul va fi în descriere și chiar vă rog frumos, pentru că el poate să facă YouTube, adică, na, deci vă rog foarte, foarte frumos să-l promovați, să-i dea subscribe și voi face și eu un video așa, cu el pe skipe, dacă o fi și de acord. Și acum hai să ne bucurăm de gameplay acum. Dar eu, de exemplu, aoleu, și te pomenești când am arme. A, uite, acum am. Mamă, dar n-am și eu de asta un fel de bullet time? Ar fi și fost șmecher. This way. No shit, Sherlock. Bun, deci asta e ultima zi de vacanță. Aoleu, ce rău îmi pare. Da, să că mai avem una peste vreo 3 săptămâni. Bine, în afară de săptămâna asta de școală, care na, va fi mai mult încălzire. Încălzire, vreau să spun că na, în afară de săptămâna asta, că știți, prima asta, ce să mă stingi? A, țigări. Mă, câta țigările fumează ăștia de bunii. Ăștia fumează Marlboro, dă-i direct cu ăștia, au bani de țigări. Ăștia își cumpără la cângași țigări. Beau și un S acum ca să mă energizez dimineața. Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. Are you hurt? Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. Așa, deci. What do we got? Mamă, așa, acum trebuie să... Bă, dar ce nu înțeleg eu... Ce nu înțeleg eu este că... Ce e cu jocul ăsta? Adică, sincer, la început m-a prezentat că îmi pui dintr-un elicopter și acum văd numai deșert, mai nisip, ăsta tot, invazie de arabi. Invazie de arabi, mă rog. Aici sunt arabi, dar vreau să zic așa, ca și chestii, eu nu înțeleg jocul ăsta, deocamdată. Mamă, aici parcă sunt ca jocurile alea online, știți, când stau după cavă și îmi puș. Așa, hai să mai dăm și un headset aici. Și timp, mă rog, în timpul școlii, acum, sincer, cred că o să mă mai mult în weekend. Bine, nici vacanță nu m-am umorit, cine știe ce. Așa, cine știe, mă rog, la sărbători. Vă dați voi seama că cine ar avea chestia să apăreze chiar non-stop, chiar în vacanță, chiar în ajun de Crăciun, știți, mă rog. Bine, SF Gaming ăsta apărează zi și noapte, la nu mare stare, știți, SF Gaming, da, să știți că e și el YouTuber bun. Aoleu, stai cover, bă, aoleu, mă ciuresc arabii ăștia, tu ai dreptul de arabi. Da să vă vorbesc pe voi, că sunteți ai dreacu rău, toți! Așa, bun. Ce vreau să mai zic? Legată de video cu GTA 4, sincer să fiu, nu, sincer, mie nu mai place să mai filmeze GTA 4, credeți-mă că am jucat jocul ăla de 1001 de ori și credeți-mă că
frate, ca ține-le, mă plictisesc rău acum, dar n-am răbdare. Efectiv, decât să fac un joc în bătaie de joc, un joc în bătaie de joc, așa, mai bine nu mai fac decât să fac, prost. Oricum, sincer, chiar dacă vă dăm acum GTA 4, nu vă omorați, cine știe ce cu jocul. Și acum ați văzut, și-a făcut un update telefonul meu. BAU, motherfucker! Acum Execution cred că se va bucura pentru că am făcut acest minunat video. Acum sper să nu mă găsească critici pentru că el așa face. Așa. Sincer, jocul ăsta, vreau să-l, sincer, ăsta chiar se merită, adică are chiar poveste și nu cred din, cel puțin din câteva până acum. Sper, mamă, știi ce skill asta, tati fără să uite, mă, dracu. Că ți iau arma acum, bă, ți iau jucăria, bă. Bă, cum iau arma? Hold R. Așa. E, vezi, bă, băiatule. Și ce, nu înțeleg o chestie, de ce toți sunt identici aproape? Da, de ce asta e partea proastă a jocului? Că așa nu s-a prea omor să... Au fost cam leneși ăștia, uite ăsta, parcă zici să mor eu, ăsta zici că extraterestru. Să mor eu, dacă vă minte, adevărat vă spun. Adevărat. Nici în crângaș nu vezi atâția oameni când vezi în... Ți-ai drept cum omorâți oameni de-ai noștri. Băi, că vă rup acum cu bătai, bă! Na, mă, hece, na, bullet time. A, bă, ce tupeu au săraci ăștia, că-i dau una în cap acum de mor. Asta poate seamănă cu CJ. We will, but I need you to tell me where they took him. They took him to the nest. All right, good. And what about Conrad? Is he still alive? God damn it. Lugo, mark the bodies on tack. Adams, check outside for tracks. I want to know what the hell is going on in this city. Ia uite, go multiple tracks. Then we follow him. Avem vreo acțiune, bă, lasă-mă pe mine, că nu văd acum film. Am o știu, dau boar să țină și ca țin la asta o mișuna dari. Not to argue, but this ain't exactly within our mission parameters. Yeah, well, our mission went from recon to rescue the minute we found US soldiers butchered. Fucking orders. Like it. Orders ain't worth following if it means leaving people to die, Lugo. Conrad's still alive. I think he is. I know he'd agree with me. Tracks end here. Guess this is the nest. Yeah, it's quaint. Very post-apocalyptic. Just don't get cocky. Așa, băi, sincer, jocul ăsta are grafică bună, din câte văd. Bine, acum, să fiu sincer, nici nu știu ce aș putea să comentez la un... Lăsă la un... ăsta comentariu, adică, cum să spun eu? Cum să vă spun eu? Sincer, n-am ce anume, adică, sincer, nu știu, chiar rămân în pană de idei. Ce aș putea să spun acum, că... mă, vedeți că, uite, mă duc acolo... Na, nu știu, adică nu știu ce aș putea să am de comentariu, știți? Adică mai bine... Deci cum fac? Apăs pe cuș și cum fac? Eu mor pe ăștia? Așa, mă, băiatul, mă câne, mă cățelul, mă. Lugo. Ăsta parcă e câinele meu, Lugo. Așa zic, Troi, Lugo. Lugo, ce frumos. Așa. Și de asta, câteodată am așa, câteodată vreau să fac niște comentarii. Să fac videouri fără comentarii. Pentru că, sincer, așa înțeleg și eu povestea. Adică dacă eu acum tot comentez și dau din gură și dau din gură, eu nu mai înțeleg nimic din joc. Știți, asta e faza. De asta, că după aia, dacă, de exemplu, nu fac, după aia o să spuneți că nu l-am făcut eu, că am luat de pe net, că nu știu ce. Și credeți-mă că nu sunt genul de om care se ia de pe net. Adică... Chiar mă enervează toate lucrurile astea, că ai luat de pe net, că sau... Că mai am un prieten care s-ar putea să zică la fel, că... Na...
tu joci cu hack, nu știu ce. Frate, am făcut atâta serii pe net încât să-ți demonstrez ție că nu l-am făcut cu hack. A, că fac eu în timpul meu liber, asta e treaba mea, e problema mea ce fac eu pe timpul meu liber. Dar, de exemplu, eu pe timp de video, eu pot să joc și fără parole, care e treaba? Că îl joc, că vreau să înțeleg mai bine povestea, adică n-am chef, de exemplu, să stau 5 ore să te la un nivel ca să așa după aceea să nu mai înțeleg nimica. Știți? Asta e, că îl fac în timpul video fără parole, uitați-vă și voi, no cheats, no trainer. Eu nu înțeleg care e treaba, care e treaba ta, știi? Mă rog, în fine. Mamă, ești nebun, a dat două hit-uri în același timp. Bă, boss. Boss sunt. Și ce-a execut? A, cred că nu, că am trecut deja, nu mai. Așa. O, cred că o să fie videoclipul ăsta puțin mai mult, dar sincer să fiu, n-am mai făcut video așa de foarte mult timp, așa că nu cred că o să fie o mare problemă să fac, mamă, deci să mor, dar și să am comentat videoclipul ăsta ca dracul l-a comentat. Deci dacă mă uit acum la videoclipul ăsta, mă fac de râs. Dar na, asta e. E ca, nici n-am ce să comentez, adică n-am ce să pot să zic, să zic de vremea de afară, să zic... Da, ce, nici n-am ce să zic, frate, sunt așa... Comentez așa ca să nu vă plictisesc, că dacă, de exemplu, vă pun un video fără comentariu, după o să spuneți că na, puteam să mă știu de pe net, da. Așa, bun. Fac weird. Hai că mai fac puțin din asta și după aia gata, mă. Nu mă păc, mă, leu. La but mai ești. Așa. Cred că tot mai fac un video din Assassin's Creed 4 astăzi, un gameplay. E, nebunule, ai vrea tu să scapi. A, să mă împace. Te mă, ești nebună și au turete, ești nebună, cap. Flip ture. Și asta e părerea mea despre, despre jocurile să fie comentate. Adevărul acum că la câți youtuberi sunt acum, că mulți zic că ar trebui să am mai mulți abonați, sincer să fiu, adică nu vreau acum să fiu modest sau să fiu de sabulangiu, dar sincer să fiu, la câți youtuberi sunt în România asta, toți fac aceleași lucruri, deci toți sunt canale fantomă, deci fac același lucru, Minecraft. Nu zic că Minecraft e un joc rău în sinea lui, pentru că, na, Minecraft-ul e un joc de creativitate și până la urmă te dezvolți în el, dar sincer să fiu să faci nu, Minecraft în același stil și doar pentru subscriber, mi se pare o prostie. Adică mai bine nu mai faci, sunt lucruri mai interesante decât să faci niște amărte de videoclipuri. Sincer, nu știu, găsești, frate, ce să faci, dar sincer YouTube-ul nu e pentru primul loc, adică nu vreau ca YouTube-ul să mă conducă pe mine. Adică de exemplu să fii dependent de subscriber sau dependent de atenție. Că e grav dacă ești dependent de atenție. Că mai adevărul că așa am fost și eu mai de mult. Că eram nebun de subscriber, bă, dar am zis, bă, frate, dacă am subscriber și dacă, de exemplu, așa, oamenii cu ce mă ajută? Că eu nu sunt faimos în viața reală, că da, dacă mă duc acum apostată, nu mă aplaudă nimeni, nu spune nimeni nimic. Sunt ca un om normal, asta e vorba la YouTube-ii noștri, că ei se cred, unii se cred că dacă, de exemplu, fac cu Minecraft, ei sunt considerați cu... Aolo, RPG! Așa, bine, l-am văzut. Nu! Ulu! La faza că crezi că poți să-i mor pe tot să știa? De asta sunt dau cover. Aolo și n-am armei! Aolo! Bă, da, un bullet time acum ar fi fost excelent. A, uite-mă unde erau ăștia, ai dracu. Uitați, aici erau. Ai dracu. Asta e, deci asta vreau să vă explic. Că în sine că dacă faceți voi Minecraft, n-am nicio treabă cu Minecraft, că puteți să faceți asta, dar dacă vreți neapărat să fiți original și vreți să aveți succes, frate, eu vă recomand să...
să fiți creativi, adică să nu faceți copii fidel după altul. Nu știu, părerea mea, și acum nici n-am niciun fel de muniție. Și acum e o dită mai furtună de nisip. Și acum o să mor imediat pentru că nu mai am gloanțe, evident, și nu știu de ce nu mai am gloanțe. Dar cred că o să aflăm în episodul următor de ce Dragoș nu mai are gloanță. Pa, pa!